Cum o chema? Tati s-a roșit și a dus Aninit după un pădure și a popat o partită roșie și i-a luat lutiu. Cine a mâncat o păscuviță roșie? După. Și cine a salvat o păscuviță roșie? Lutiu. Cum îl cheamă pe ăla? Vână? Toru. Așa, și ce a făcut vânătorul? A luat un pitor acolo, a luat un a împucat, poc, poc! Așa? Da. Și a luat domnătorul un cuțit și a tăiat părupul. Unde l-a tăiat? Pe buto. Așa? Și pe urmă? Pe urmă motiv. Și pe urmă i-a dus la spital? Da. Și scufița roșie ce, unde se ducea? În pădure. De ce? Și aducă cu bunica mâncare. A, era foame la bunica ei? Da. Și zici, uite așa. Uite așa. S-a terminat poveste. S-a terminat poveste, da. Așa, acum dă căciula jos. Și spune-mi cum îi spui tu, popa mânzână, poeziile. Ia să vedem. Părintele mânzână, cum îi spui? Nu timp. Păi te duci cu tata e la biserică ca să-i spui poveste, da? Mai târziu mă duc. Mai târziu te duci? Da. Și cum îi spui? Nu știu. Spune poveste, spune poezia aia cu o fetiță. O fetiță, cum tu dici, te ducea niniță și mămica de că totița se... Nu, mami, și mămica ei spunea. Unde te duci? Eu mă duc adus. Am murit o zi, întreba, unde sunt tetița mea? Eu mă duc la niniță și mă întreag niniță. Să mă fac? Dutolit. Așa. Și tăticu? Tăticu, Laia. Supărat? Supărat. Uvaia! Bravo. Și pe aia cu șoricelul? Șoricelul, păpălete. Uită-te la mine. Tu ești lupopălete. Alăta, puța sete. Bravo! Acum pupă-mă. Cu mâna la gura așa. Pa, spune. Pa. Fă cu mâna. Fă cu mâna. Pa. Păi fă cu mâna lângă cap așa. Pa. Oh. Zi, noapte bună. Noapte. Dar cum îi spui tu lui Doamne, Doamne? Ia, uite-te la mine. Doamne, Doamne, să mă mai. Și mersi. Și? Și mămica. Nu, mami, Doamne, Doamne. Doamne, Doamne. Fă-mă. Mare. Și? Sănă. Mersi. Nu, mami, și? Sănă. Sănă. Și e mai zi odată. Doamne, Doamne. Doamne, Doamne. Mersi. Nu, mami. Doamne, Doamne, fă-mă. Mare, și? Un căcat! Da!